ați venit în grădina mea! Acesta este locul în care ne vom întâlni în ultima zi a campaniei Nu există, nu se poate, împreună cu ambasadoarele sau ambasadorii ce vor fi aleși pentru o transformare minte, trup și suflet în următoarele două luni. Căci despre asta este vorba. Nu există, nu se poate, este motoul meu în viață. Și m-am gândit că este un titlu cum nu se poate mai potrivit și pentru campania pe care o fac alături de un partener de nădejde, Topline. Deja suntem în al treilea an de campanie și urmează să alegem ambasadorii sau ambasadoarele și pentru anul acesta. Voi da câte un telefon, vă voi surprinde cu vestea cea bună, spunându-vă că aveți șansa ca în următoarele două luni să pierdeți kilogramele în plus, să pierdeți în centimetri, să vă transformați tenul, să vă simțiți mult mai bine în pielea voastră, să deveniți alți oameni, să învățați un stil de viață sănătos alături de specialiștii noștri, având la dispoziție aparate de ultimă generație, tratamente de ultimă generație la nivel mondial. Saloanele noastre sunt pregătite și vă așteaptă în următoarele orașe: București, Timișoara, Baia Mare, Bacău și Iași. Sunt saloanele partenere Topline care intră în campania Nu există, nu se poate anul acesta. Ce urmează să se întâmple în următoarele două luni? În primul rând, sunt două weekenduri în care ne vom întâlni odată în inima țării pentru a afla tot ce ne așteaptă în campanie și ne vom întâlni la final, aici, la mine acasă, în grădina mea vom lua prânzul, casa mea, parterul ei va deveni un studio profesional, foto, video. Încep chiar acum. Să vedem cu ce oraș. Este mamă full-time, cum spune chiar ea, pentru trei băieți minunați cu vârste de 4, 6 și 10 anișori. A acumulat 9 kg în ultimii 2 ani, se uită în oglindă și nu-i vine să creadă că s-a transformat. În anul ce a trecut s-a dus la sală timp de 2 luni, îndrumată de un antrenor personal, și a supravegheat inclusiv dieta, a început să-și reconstrueze silueta de odinioară, dar financiar nu a putut susține acest efort. Să nu mai pierdem vremea, să o sunăm. Draga mea, dragii mei, pentru că ai copiii alături, da? Sunt acolo, da? Ai câștigat! Ești ambasadoara pentru Bacău! Yeah! Ura! 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 Nu există, nu se poate! Să le spui asta copiilor tăi. Fetița mea o știe deja. Îți mulțumesc din suflet. Mi-ai făcut cea mai mare surpriză din viața mea. Și am trei copilași. Da. Și trei cezariene. Și sunt despărțită și cresc singur. Și mi-aș dori să îmi recapăt încrederea în mine și să îmi refac familia. O doamnă jurist, de data aceasta, are 39 de ani, este mămica unei fetițe de 2 anișori și a unui băiețel de 1 an și o lună. Își dorește din toată inima, spune ea, ca fetița mea să-mi spună că sunt frumoasă. Probleme cu tenul, ne mărturisește ea, și probleme cu greutatea, 20 de kilograme în plus peste greutatea normală. Eu sunt Andreea Marin și te sun din grădina mea, unde ne vom întâlni peste 2 luni, la sfârșitul campaniei Nu există, nu se poate. Eu tac pentru că las lacrimile să-și urmeze cursul. Ești emoționată.
Hai, respira adânc. Mi-au dat lacrimile și mie, auzind reacția ta. Am avut o depresie după nașterea celui de-al doilea copilaș. Este șansa vieții mele și nu vine să cred că am această șansă. Vă mulțumesc din toată inima. Speranța este credința care ne ține de mână în întuneric. Fără îndoială, frumusețea și normalitatea reprezintă visul oricărui om. Dar pot oare cei tineri, așa cum sunteți voi, să înțeleagă că acesta poate fi și visul târziu al unei femei de 63 de ani? Da, da, veți vedea că putem! Nicola lucrează ca traducător la Institutul de Cercetări Aerospațiale din București. În ultimii ani însă viața ei s-a schimbat dramatic, a luat mult în greutate, spune ea, și din cauza aceasta mă târăsc cu greu la serviciu, evit să mă privesc în oglindă și, cel mai grav, mi-am pierdut stima de sine și încrederea în mine. Posibile cauze? Din 2002, mama mea a devenit brusc copilul meu, de care m-am îngrijit zi și noapte, până acum 6 luni, când s-a stins. V-am sunat cu o veste bună, sunteți ambasadoarea noastră pentru București în campania Nu există, nu se poate. Felicitări! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc tare mult! Bine să și plâng acum de bucurie! O să fac tot ce pot, pentru că dorința mea e foarte mare ca să ies și dintr-un pic de depresie în care am intrat și din sentimentul ăsta de neputință, că nu pot să fac, să mă schimb, să revin la ce-am fost odată. Coco Chanel spunea că o femeie are vârsta pe care o merită. Haideți împreună să determinăm vârsta pe care dumneavoastră o meritați cu adevărat. De acord? Vă mulțumesc din suflet. Acum închid ca să mă apuce un bocet de fericire. Numai bine, sănătate! Vă mulțumesc mult, multă sănătate! În suflet. A avut o sarcină pe care a pierdut-o și apoi, după 2 ani, a primit din nou vestea că este gravidă. Emoție, stres, multe injecții, se pare că a fost o sarcină cu probleme, dar minunea, copilul ei a apărut în 2018. A reușit în primele 6 luni să slăbească, nu a ajuns ca înainte de sarcină, dar din septembrie, anul trecut, acul cântarului a început să o ia razna și, din păcate, am avut un șoc la petrecerea de un an. M-am îngrășat foarte mult, au apărut vergeturile, merg la sală, încerc să țin un regim de viață sănătos, dar am nevoie de voi, am nevoie de specialiști. Alo, da. Bună, Angelina? Da, da. Bună, draga mea, Andreea Marin la telefon. Ah, bună! Da, spune, ai avut telefonul închis, mi-ai dat emoții. Auleu! Auleu, eu vin cu vești bune către tine și tu ce faci? Păi... Ai, deci să faci un pielă de creștină. De la Timișoara a venit către noi o poveste sensibilă. Sunt într-o perioadă în care sigur m-ar ajuta enorm această schimbare prin campania Nu există, nu se poate. Fetița mea are 18 ani, se numește Cătălina, are probleme de sănătate. În evoluția fiicei mele s-a produs regresia, ea are și grad de handicap. Însă nimic nu m-a împiedicat să lupt și să merg mai departe. Eu sunt un om bun, pozitiv. În fiecare zi înainte săream într-un picior și strigam, sunt fericită. Acum nu mai simt același lucru, sunt tristă. Alo? Alo? Bună, Camelia? Bună, da. Bună, Camelia. Te sună Bucureștiul? Bună. Din grădina mea, Andreea Marin sunt. Oh, ce onoare! Ce plăcere! Mă bucur tare mult! Fii atentă! Noi ne vedem weekendul următor, da? Weekendul următor, undeva în inima țării, unde vom avea parte și de specialiști alături de noi. Liliana Condrat are 30 de ani abia împliniți, căsătorită și mama unei fetițe de 2 anișori care este comoara mea. De când am rămas însărcinată am născut, nu mai reușesc să mă motivez să revin la kilogramele pe care le aveam înainte. Am 90 de kilograme, 1,73 m înălțime, am încercat fel de fel de diete, mâncam sănătos, m-am înscris la sala de sport, însă nu am reușit de una singură să văd rezultate. E o persoană dinamică, ordonată, îi place să gătească, dar nu știe cum să-și organizeze mesele, cum să le combine. Nu are o situație materială care să-i permită să frecventeze saloanele de înfrumusețare. Situația materială este una modestă, cum scrie chiar ea. Mă simt rău și sunt frustrată că nu pot să slăbesc. Am ținut fel de fel de diete,
și am ajuns să am probleme de sănătate, probleme cu stomacul. Alo? Alo, alo, Parisul? Pardon? Parisul, Bucureștiul vă caută. Da. A, bună, da, bineînțeles. Bună ziua, vă fac legătura acum, imediat, cu Andreea Marin, da? Da, ok. Ok, numai puțin. Da. Alo, bună ziua, doamnă, bună ziua, Andreea Marin sunt. Bună ziua. Andreea. Bună ziua. Știți că acum un minut ați vorbit tot cu mine, dar nu m-ați recunoscut? Doamnă, aveți treabă în următoarele două luni. Veniți acasă cât de repede posibil. Weekendul următor ne întâlnim în inima țării și intrăm în campania Nu există, nu se poate. Sunteți ambasadoarea noastră pentru Baia Mare, orașul de baștină, să zic așa. Și vreau să nu mă dezamăgiți. Să puneți tot efortul pentru a obține rezultate în cele două luni ce urmează. De acord? Bineînțeles. Da, bineînțeles. O tânără, între ghilimele, spune ea, de 60 de anișori. Inginer constructor, studentă în anul 2 la UNARTE, secția grafică, și bunică tot în anul 2. Actriță de 3 ani într-o clasă de amatori. Sunt plinuță, am 66 de kilograme, m-am săturat să tot joc Aneta Duduleanu, trebuie să dau un exemplu de ținută studentelor prea plinuțe la doar 20 de ani. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Andreea Marin vă deranjează? Dana? Nu e o glumă, nu? nu e o glumă deloc! Da, chiar atunci, deloc! Surpriză! surpriză! Ne-a plăcut foarte mult mesajul dumneavoastră și de aceea... Mă bucur că l-ați simțit! Vă așteptăm cu mare, mare drag! Numai bine! Vă mulțumesc încă o dată! Și nu uitați! Nu există, nu se poate! Și mai am un premiu special. Ne-am dorit foarte mult ca anul acesta să încurajăm și persoanele care au o problemă de sănătate. Vă amintiți, anul trecut am avut printre noi o doamnă care făcea chimioterapie. A fost un exemplu pentru noi toate, o minune de om. Așa că vrem să încurajăm și persoanele cu dizabilități să intre în campania noastră. Nu ți este refuzat dreptul de a fi frumoasă, de a te simți bine în pielea ta, de a face un tratament facial. Am să-i dau o veste bună bunicăi Radu, o voi suna chiar acum. Ea are 44 de ani. De la 22 de ani, în urma unui accident rutier, a ajuns în scaunul cu rotile, dar e o femeie extraordinară. Are 3 copii de 17, 15 și 11 ani, pe care i-a adus pe lume fiind în scaunul cu rotile. Pare incredibil, o sarcină e mult mai grea, mai mult decât atât. A devenit scriitoare, volumul ei, Dantele interioare, este o bucurie pe care vă recomand. Este o femeie care face foarte multe lucruri, a învățat foarte mult și a depășit până și propriile visuri. Le-a făcut să devină realitate. Haideți să o sunăm. Alo? Alo, Monica? Da? Bună, Monica! Andreea Marin te sună. Bună! Draga mea, vreau să-ți dau o veste. Avem un premiu special pentru tine. În campania Nu există, nu se poate. Vrem să vii în echipa noastră. Vrem să fii parte din ceea ce se va întâmpla. Ce să zic? Sună foarte fain, mai așa de început de vreme bună. Chiar îmi dă o stare de bine. Și numai ideea simt o stare de bine. Și mulțumesc mult!